a fost ultima picătură, când a spus că se plimbă de 5 ore în vreme ce noi îi făceam temele. Tatăl lui l-a luat la bătaie și acum mele sigur că nu i-am fost niciodată prieten credincioși. It was the last straw that broke the camel's back. When he said he had been walking for 5 hours while we had been doing his homework, his father started beating him. And now he is determined we have never been faithful friends to him. A fost ultima picătură, când a spus că se plimbă de 5 ore în vreme ce noi îi făceam temele. Tatăl lui l-a luat la bătaie și acum mele sigur că nu i-am fost niciodată prieten credincioși. It was the last straw that broke the camel's back. When he said he had been walking for 5 hours while we had been doing his homework, his father started beating him. And now he is determined we have never been faithful friends to him. A fost ultima picătură, când a spus că se plimbă de 5 ore în vreme ce noi îi făceam temele. Tatăl lui l-a luat la bătaie și acum mele sigur că nu i-am fost niciodată prieten credincioși. It was the last straw that broke the camel's back. When he said he had been walking for 5 hours while we had been doing his homework, his father started beating him. And now he is determined we have never been faithful friends to him. Pantera de la grădina zoologică e în libertate acum și sunt sigur că va fi foarte greu să o prindem iar. The panther from the zoo is now at large, and I am sure it will be very difficult to catch it again. Pantera de la grădina zoologică e în libertate acum și sunt sigur că va fi foarte greu să o prindem iar. The panther from the zoo is now at large, and I am sure it will be very difficult to catch it again. Pantera de la grădina zoologică e în libertate acum și sunt sigur că va fi foarte greu să o prindem iar.
The panther from the zoo is now at large, and I am sure it will be very difficult to catch it again. Am să cumpăr o zebră pentru fiica fratelui tău vitreg, care a cerut una acum câteva. I shall buy a zebra for your stepbrother's daughter. Who asked for one a few days ago? And I have promised to bring her one. Am să cumpăr o zebră pentru fiica fratelui tău vitreg, care a cerut una acum câteva. I shall buy a zebra for your stepbrother's daughter. Who asked for one a few days ago, and I have promised to bring her one. Am să cumpăr o zebră pentru fiica fratelui tău vitreg, care a cerut una acum câteva. I shall buy a zebra for your stepbrother's daughter. Who asked for one a few days ago? And I have promised to bring her one. Mâine, pe vremea asta, acest elefant se va plimba pe străzile Londrei. Admirat atât de copii cât și de oamenii mari. Tomorrow by this time the elephant will be walking along the streets of London. Admired by both children and grown UPS. Mâine, pe vremea asta, acest elefant se va plimba pe străzile Londrei. Admirat atât de copii cât și de oamenii mari. Tomorrow by this time the elephant will be walking along the streets of London. Admired by both children and grown UPS. Mâine, pe vremea asta, acest elefant se va plimba pe străzile Londrei. Admirat atât de copii cât și de oamenii mari. Tomorrow by this time the elephant will be walking along the streets of London. Admired by both children and grown UPS. Nu vă supărați, rămâneți multă vreme la noi. Will you be staying with us for a long time?
Nu vă supărați. Rămâneți multă vreme la noi? Will you be staying with us for a long time? Nu vă supărați. Rămâneți multă vreme la noi? Will you be staying with us for a long time? Am să plec în curând dacă dihorul acela e bine zăvorut pe undeva. I shall be leaving soon if that polecat is safely locked somewhere. Am să plec în curând dacă dihorul acela e bine zăvorut pe undeva. I shall be leaving soon if that polecat is safely locked somewhere. Am să plec în curând dacă dihorul acela e bine zăvorut pe undeva. I shall be leaving soon if that polecat is safely locked somewhere. N-am să te mai deranjez, dar trebuie să-mi găsesc mai întâi năvăstuica. Fiindcă e avărului meu, care va fi foarte amărât dacă îi spun că am pierdut-o. I shall not be disturbing you again, but I must first find my weasel. Because it belongs to my cousin, who will be very unhappy if I tell him I have lost it. N-am să te mai deranjez, dar trebuie să-mi găsesc mai întâi năvăstuica. Fiindcă e avărului meu, care va fi foarte amărât dacă îi spun că am pierdut-o. I shall not be disturbing you again, but I must first find my weasel. Because it belongs to my cousin, who will be very unhappy if I tell him I have lost it. N-am să te mai deranjez, dar trebuie să-mi găsesc mai întâi năvăstuica. Fiindcă e avărului meu, care va fi foarte amărât dacă îi spun că am pierdut-o. I shall not be disturbing you again, but I must first find my weasel. Because it belongs to my cousin, who will be very unhappy if I tell him I have lost it. O să mă joc cu un hârcioc când o să mă duc să-mi văd bunicii.
I shall be playing with a hamster when I go to see my grandparents. O să mă joc cu un hârcioc când o să mă duc să-mi văd bunicii. I shall be playing with a hamster when I go to see my grandparents. O să mă joc cu un hârcioc când o să mă duc să-mi văd bunicii. I shall be playing with a hamster when I go to see my grandparents. Popândăul o să sară peste tot pe aici, dacă nu-l iei odată. The ground squirrel will be jumping all over the place if you do not take it away from here. Popândăul o să sară peste tot pe aici, dacă nu-l iei odată. The ground squirrel will be jumping all over the place if you do not take it away from here. Popândăul o să sară peste tot pe aici, dacă nu-l iei odată. The ground squirrel will be jumping all over the place if you do not take it away from here. Iepurele de câmp va fi vândut la târg. Fiindcă vânătorul are nevoie de bani să cumpere gloanțe și o pușcă nouă. The hare, bunny, will be sold at the fair because the hunter needs money to buy bullets and a new gun. Iepurele de câmp va fi vândut la târg. Fiindcă vânătorul are nevoie de bani să cumpere gloanțe și o pușcă nouă. The hare, bunny, will be sold at the fair because the hunter needs money to buy bullets and a new gun. Iepurele de câmp va fi vândut la târg. Fiindcă vânătorul are nevoie de bani să cumpere gloanțe și o pușcă nouă. The hare, bunny, will be sold at the fair because the hunter needs money to buy bullets and a new gun. Aligatorul fusese văzut în râu cu mult înainte să sosim noi. The alligator had been seen in the river long before we arrived. Am să plec în curând dacă dihorul acela e bine zăvorut pe undeva.
I shall be leaving soon if that polecat is safely locked somewhere. N-am să te mai deranjez, dar trebuie să-mi găsesc mai întâi năvăstuica. Fiindcă e avărului meu, care va fi foarte amărât dacă îi spun că am pierdut-o. I shall not be disturbing you again, but I must first find my weasel. Because it belongs to my cousin, who will be very unhappy if I tell him I have lost it. Când i-am descoperit șotia, arăta ca păcăliciul păcălit. Fiindcă o pregătea de zile întregi și chiar și acum nu-i vine să creadă că l-am împiedicat să... Dea foc acelei grămezi de hârtii de care el nu avea, dar noi aveam mare nevoie. When we discovered his prank, he looked like the biter bit. Because he had been preparing it for days, and even now he can hardly believe we have prevented him. From setting fire to that heap of papers which he did not need but we needed badly. Curăța coșuri de la vârsta de 7 ani și mereu își spunea că a fost tras pe sfoară. Fiindcă el vrusese să se facă polițist. He had been sweeping chimneys since the age of 7 and he always told himself that he had been had. Because he had wanted to become a policeman. Ursul polar fusese acoperit de zăpadă pe când dormea de o zi și o noapte. The polar bear had been covered by snow and had been sleeping for a day and a night. Lupul fusese împușcat în cap pe când încerca să ucide o căprioară pe care o prinsese. The wolf had been shot in the head while it was trying to kill a deer which it had caught. Pe când funcționarul alerga să prindă autobuzul, îi tăie drumul un băiat cu bicicletă. Se ciocniră și căzură amândoi, fură duși la spital și azi tocmai li s-a îngăduit să plece acasă.
As the clerk was running to catch the bus, a boy on a bicycle cut his way. They collided and fell down, both of them, were taken to hospital and have just been allowed to go home today. Zidarul cumpăra cărămizi când l-am întâlnit și mi-a spus că are nevoie de ele ca. Să-și construiască o căsuță la tară, unde speră să se mute cu familia pe timpul verii. The mason was buying bricks when I met him, and he told me he needed them in order to build a little country house. Where he hoped to move with his family for the summer. Episcopul afirmă că vizita de o lună ținutul când prietenul lui i-a dat de știre că a intrat la apă. Și-a neglijat îndatoririle și avea să fie pedepsit pentru aceasta. The bishop stated he had been visiting the country for a month when his friend let him know that he was in hot water. He had neglected his duties and was going to be punished for it. Avionul pilotului s-a defectat când încerca să decoleze, așa că a trebuit să meargă pe jos 2 zile. Până a ajuns la satul cel mai apropiat și de acolo a telefonat familiei lui să dea de știre că e afară. The pilot's plane was damaged when he tried to take off, so he had to walk for 2 days till he reached the nearest village. And from there he phoned his family to say he was all right. Haina instalatorului a fost cusută de bucătar pe când cel dintâi repara chiuvetă. Iar după aceea a pus-o pe el și a îmbucat ceva în vreme ce bucătarul se plângea că mănâncă prea mult. The plumber's coat was sewn by the cook while the former was repairing the sink. And afterwards he put it on and had something to eat, while the cook was complaining that he was eating too much. Ursul fusese reperat 10 km la sud de sat, dar nimeni nu îndrăznise să se ducă să-l vâneze. The bear had been spotted 10 kilometers south of the village, but nobody had dared go and hunt it.
O să mă joc cu un hârcioc când o să mă duc să-mi văd bunicii. I shall be playing with a hamster when I go to see my grandparents. Regizorul de film a fost confundat cu un actor și i s-a dat un costum roșu să se... costumeze ca măscărici, ceea ce el a refuzat să facă, deoarece știa că nu e rolul lui. The producer was mistaken for an actor, and he was given a red costume to dress up as a fool. Which he refused to do since he knew that was not his part. Vânzătorul ambulant vindea unei fetițe scoici când un câine dă dunăvală, latră la amândoi și sperie până o luară la fugă. După care se apucă să mănânce salamul din sacul vânzătorului ambulant. The peddler was selling shells to a little girl when a dog rushed by. Barked at both of them and scared them till they ran away, upon which the dog started eating the sausage in the peddler's bag. Și a tăiat craca de sub picioare când a mărturisit că fură stilouri de lumide. Zile și că a fost prins de poliție cam din două în două luni. Dar acum nevasta lui l-a iertat și l-a făcut să promită că nu mai fură și se poartă ca lumea. He bit off his nose when he confessed he had been stealing pens for months. And he had been caught by the police every 2 months or so. But now his wife has forgiven him and has made him promise to stop stealing and behave himself. Ursoaica fusese vânată pentru blana ei minunată. The she-bear had been hunted for its splendid fur. Pantera de la grădina zoologică e în libertate acum și sunt sigur că va fi foarte greu să o prindem iar. The panther from the zoo is now at large, and I am sure it will be very difficult to catch it again. Popândăul o să sară peste tot pe aici, dacă nu-l iei odată.
The ground squirrel will be jumping all over the place if you do not take it away from here. Doctorul a trimis după soră în vreme ce tu cumpărai medicamentul. Fiindcă a zis că nimeni nu știe să facă o injecție la fel de bine ca Zora. The doctor sent for the nurse while you were buying the medicine. Because he said that nobody could give a shot as well as his nurse. Poștașul ducea scrisori de o zi întreagă când veni un domn bătrân să-l întrebe de ce nu și-a primit încă ziarul. Iar poștașul obosit se înfurie de-a binelea. The postman had been delivering letters for a whole day when an old gentleman came to. Ask him why he had not received his paper yet, and the tired postman flew into a rage. Directorul fabricii suna la ușă, dar nu deschidea nimeni, fiindcă nu era nimeni acasă. Și, în vreme ce el continua să sune, a venit un vecin și i-a spus că nu-i nimeni acasă. The manager of the factory was ringing the bell, but nobody opened the door. As there was nobody at home, and while he kept on ringing, a neighbor came and told him there was nobody in. Iluzionistul nu știa de ce a tot spus că e ca și făcut, întrucât era convins că nu poate scoate la iveală porumbei din joben. Fiindcă nu fusese răpuș acolo dinainte, iar el nu fusese niciodată magician. The conjurer did not know why he had been saying that it was in the bag. Since he was certain he could not produce pigeons out of his top hat. Because they had not been introduced there beforehand, and he had never been a magician. A fost ultima picătură, când a spus că se plimbă de 5 ore în vreme ce noi îi făceam temele. Tatăl lui l-a luat la bătaie și acum mele sigur că nu i-am fost niciodată prieten credincioși. It was the last straw that broke the camel's back.
When he said he had been walking for 5 hours while we had been doing his homework, his father started beating him. And now he is determined we have never been faithful friends to him. Pescarul a văzut că barca e scuturată de vânt, așa că a intrat în colibă și a rămas acolo. Așteptând să se domolească furtuna, numai că barca lui a fost împinsă către mare de vânt și s-a scufundat. The fisherman saw his boat was shaken by the wind, so he went into his hut and stayed there. Waiting for the storm to abate, only his boat was pushed by the wind into the sea and was sunk. Nu vă supărați, rămâneți multă vreme la noi. Will you be staying with us for a long time? Iepurele de câmp va fi vândut la târg. Fiindcă vânătorul are nevoie de bani să cumpere gloanțe și o pușcă nouă. The hare, bunny, will be sold at the fair because the hunter needs money to buy bullets and a new gun. Am să cumpăr o zebră pentru fiica fratelui tău vitreg, care a cerut una acum câteva. I shall buy a zebra for your stepbrother's daughter. Who asked for one a few days ago? And I have promised to bring her one. Mâine, pe vremea asta, acest elefant se va plimba pe străzile Londrei. Admirat atât de copii cât și de oamenii mari. Tomorrow by this time the elephant will be walking along the streets of London. Admired by both children and grown UPS. Când i s-a vorbit regizorului, actorii au amuțit și publicul nu înțelegea ce se întâmplă. Cine se adresează regizorului în mijlocul spectacolului și de ce? When the stage manager was spoken to, the actors fell silent, and the audience did not realize what was happening. Who was addressing the stage manager in the middle of the performance and why?
Piratul cu trei era oceanele de un an când s-a întâlnit cu preotul. Căruia i-a mărturisit că întotdeauna a tras mâța de coadă și a sperat să se îmbogățească. The pirate had been sailing the oceans for a year when he met the priest. To whom be confessed he had always been hard up and had hoped to become rich. Semințele ciobanului au fost semănate în grădina lui toamna trecută și de atunci el tot speră să vadă plante crescând. Dar semințele nu erau bune, așa că ginerele lui le-a semănat degeaba. The shepherd's seeds were sown in his garden last autumn, and ever since he has hoped to see plants grow. But the seeds were not good, so his son-in-law sowed them in vain. Boefașul ne spunea de mult că fosta lui soție e mână în mână cu băcanul. Care își înșela clienții când cumpărau trabuce și de aceea fură de la ei de când l-a părăsit nevasta. The burglar had long been telling us that his ex-wife was hand in glove. With the grocer who was cheating his customers when they bought cigars. And that is why he had been stealing from them since his wife had left him. Hoțul fura ceasuri de mai bine de un an când a fost prins și condamnat la 2 ani de temniță. The thief had been stealing gold watches for over a year. When he was caught and sentenced to 2 years in jail. Dentistul a fost așteptat la gară de un alt zi, când a venit un chirurg în locul lui și ea. Comunicat că dentistul e reținut la clinică, unde are mai mulți pacienți decât poate trata. The dentist was waited for at the station the other day, when a surgeon came in his place and communicated the dentist was detained at the clinic, where he had more patients than he could handle. O să ți se dea un iepure de casă ca răsplată pentru purtarea frumoasă.
You will be given a rabbit as a reward for good behavior. O să ți se dea un iepure de casă ca răsplată pentru purtarea frumoasă. You will be given a rabbit as a reward for good behavior. O să ți se dea un iepure de casă ca răsplată pentru purtarea frumoasă. You will be given a rabbit as a reward for good behavior. Șobolanul are să fie omorât într-o zi de o pisică. The rat will one day be killed by a cat. Șobolanul are să fie omorât într-o zi de o pisică. The rat will one day be killed by a cat. Șobolanul are să fie omorât într-o zi de o pisică. The rat will one day be killed by a cat. Chiar va fi trimis șoricarul acesta în Japonia. Will this ratter actually be sent to Japan? Chiar va fi trimis șoricarul acesta în Japonia. Will this ratter actually be sent to Japan? Chiar va fi trimis șoricarul acesta în Japonia. Will this ratter actually be sent to Japan? Al cui cățeluș va fi adus înăuntru pentru a fi examinat mai întâi? Whose puppy will be brought in to be examined first? Al cui cățeluș va fi adus înăuntru pentru a fi examinat mai întâi? Whose puppy will be brought in to be examined first? Al cui cățeluș va fi adus înăuntru pentru a fi examinat mai întâi? Whose puppy will be brought in to be examined first? Unde va fi găsită pisicuța care a fugit? Where will be found the cat which run? Unde va fi găsită pisicuța care a fugit? Where will be found the cat which run?
unde va fi găsită pisicuța care a fugit. Where will be found the cat which run? Când va fi cumpărat pentru fermă un câine ciobănesc? When will a sheepdog be bought for the farm? Când va fi cumpărat pentru fermă un câine ciobănesc? When will a sheepdog be bought for the farm? Când va fi cumpărat pentru fermă un câine ciobănesc? When will a sheepdog be bought for the farm? Cărui fel de buldog îi va fi îngăduit să intre în curte cât sunt eu acolo? Fiindcă de obicei mă tem de câini și cred că am să o iau la goană de îndată ce se ivește. What kind of mastiff will be allowed into the yard while I am there? Because I am usually afraid of dogs and I think I shall run away as soon as it turns up. Cărui fel de buldog îi va fi îngăduit să intre în curte cât sunt eu acolo? Fiindcă de obicei mă tem de câini și cred că am să o iau la goană de îndată ce se ivește. What kind of mastiff will be allowed into the yard while I am there? Because I am usually afraid of dogs and I think I shall run away as soon as it turns up. Cărui fel de buldog îi va fi îngăduit să intre în curte cât sunt eu acolo? Fiindcă de obicei mă tem de câini și cred că am să o iau la goană de îndată ce se ivește. What kind of mastiff will be allowed into the yard while I am there? Because I am usually afraid of dogs and I think I shall run away as soon as it turns up. Când va fi câinele de pază lăsat în libertate? When will the watchdog be let loose? Când va fi câinele de pază lăsat în libertate? When will the watchdog be let loose? Când va fi câinele de pază lăsat în libertate? When will the watchdog be let loose?
Ai să cumperi vreodată câini de vânătoare ca să mă înveți să vânez? Will you ever buy setters and teach me to hunt? Ai să cumperi vreodată câini de vânătoare ca să mă înveți să vânez? Will you ever buy setters and teach me to hunt? Ai să cumperi vreodată câini de vânătoare ca să mă înveți să vânez? Will you ever buy setters and teach me to hunt? Până când ai să-i spui că ai vrea ca el să spună lucrurilor pe nume. El îți va fi spus deja tot ce a făcut și îți vei da seama că mai bine nu-ți spunea nimic. By the time you tell him that you would like him to call a spade a spade. He will already have told you everything he has done and you will realize he had better not have told you anything. Până când ai să-i spui că ai vrea ca el să spună lucrurilor pe nume. El îți va fi spus deja tot ce a făcut și îți vei da seama că mai bine nu-ți spunea nimic. By the time you tell him that you would like him to call a spade, he will already have told you everything he has done and you will realize he had better not have told you anything. Până când ai să-i spui că ai vrea ca el să spună lucrurilor pe nume. El îți va fi spus deja tot ce a făcut și îți vei da seama că mai bine nu-ți spunea nimic. By the time you tell him that you would like him to call a spade, he will already have told you everything he has done and you will realize he had better not have told you anything. Înainte să zici că e gata pentru azi, fostul tău soț va fi bătut la mașină. Toate scrisorile și va fi stenografiat discursul pe care ai refuzat să îl asculți? Before you call it a day, your ex-husband will have typed all the letters and will have taken down in shorthand the speech which you refused to listen to.
Înainte să zici că e gata pentru azi, fostul tău soț va fi bătut la mașină. Toate scrisorile și va fi stenografiat discursul pe care ai refuzat să îl asculți? Before you call it a day, your ex-husband will have typed all the letters and... will have taken down in shorthand the speech which you refused to listen to. Înainte să zici că e gata pentru azi, fostul tău soț va fi bătut la mașină. Toate scrisorile și va fi stenografiat discursul pe care ai refuzat să îl asculți? Before you call it a day, your ex-husband will have typed all the letters and... will have taken down in shorthand the speech which you refused to listen to. Până la următoarea voastră întâlnire, el îți va fi dezvăluit taina tuturor celor. Care te cunosc și vor râde cu toții de tine, iar tu nu vei mai putea să te ții tare. By your next appointment, he will have revealed your secret to everyone who knows you. And they will all be laughing at you, and you will no longer be able to carry a stiff upper lip. Până la următoarea voastră întâlnire, el îți va fi dezvăluit taina tuturor celor. Care te cunosc și vor râde cu toții de tine, iar tu nu vei mai putea să te ții tare. By your next appointment, he will have revealed your secret to everyone who knows you. And they will all be laughing at you, and you will no longer be able to carry a stiff upper lip. Până la următoarea voastră întâlnire, el îți va fi dezvăluit taina tuturor celor. Care te cunosc și vor râde cu toții de tine, iar tu nu vei mai putea să te ții tare. By your next appointment, he will have revealed your secret to everyone who knows you. And they will all be laughing at you, and you will no longer be able to carry a stiff upper lip. Până la următoarea voastră întâlnire, el îți va fi dezvăluit taina tuturor celor.
care te cunosc și vor râde cu toții de tine, iar tu nu vei mai putea să te ții tare. By your next appointment, he will have revealed your secret to everyone who knows you. And they will all be laughing at you, and you will no longer be able to carry a stiff upper lip. Al cui cățeluș va fi adus înăuntru pentru a fi examinat mai întâi. Whose puppy will be brought in to be examined first? Gravorul era condus în formație la închisoare împreună cu ucenicul lui. Care striga cât îl ținea gura că sunt duși la închisoare tocmai când termină șifonierul împăratului. The engraver was being marched off to prison together with his apprentice. Who was shouting for all he was worth that they were being taken to prison just as they were finishing the emperor's wardrobe? Se încuiau porțile parcului și erau izgoniți toți vizitatorii, fiindcă era noaptea târziu și portarul era înghețat. Flămând, pica de somn și voia să plece acasă. The gates of the park were being locked and all the visitors were being driven away. Because it was late at night, and the gatekeeper was frozen, hungry, sleepy and wanted to go home. Lupoecei i se dăduseră 10 pui de animale sălbatice și avea grijă de toți de parcă erau ai ei. The bitch wolf had been given 10 cubs and it took care of all of them as if they were its own. Când va fi cumpărat pentru fermă un câine ciobănesc? When will a sheepdog be bought for the farm? A spus că îi ajunge, muncea din fragedă copilărie, că vrea să vadă lumea. Așa că a plecat într-un tur al lumii și acum vizitează Franța. He said he was through with it. He had been working since early childhood. He wanted to see the world. So he has gone on a trip round the world and is visiting France right now.
unde va fi găsită pisicuța care a fugit. Where will be found a cat which run? Pânzele pictorului erau privite cu interes de vizitatori, care erau conduși prin muzeu de un savant. Mai în vârstă, cu ochii albaștri și cărora li se spunea că acelea sunt cele mai bune picturi din lume. The painter's canvases were being carefully looked at by the visitors, who were guided about the museum by a blue-eyed elderly scholar. And who were being told that those were the best paintings in the whole world. Vulpoiul fusese trimis la grădina zoologică după ce fusese prins încercând să fure pui din cotețele sătenilor. The fox had been sent to the zoo after it had been caught. Trying to steal chickens from the villagers' coops. O să ți se dea un iepure de casă ca răsplată pentru purtarea frumoasă. You will be given a rabbit as a reward for good behavior. Se deschideau toate ușile și oamenii năvăleau în stradă să vadă elefantul care era dus înapoi la circ. All the doors were being opened, and people flooded into the street. To watch the elephant which was being led back to the circus. Ai să cumperi vreodată câini de vânătoare ca să mă înveți să vânez? Will you ever buy setters and teach me to hunt? S-a râs de criticul literar când a făcut o greșeală gramaticală în eseul lui, iar el s-a înfuriat. Fiindcă greșeala era de fapt o greșeală de tipar și redactorul nu voia să recunoască. The literary critic was laughed at when he made a grammar mistake in his essay. And he was very angry because the mistake was in fact a misprint, and the editor did not want to admit it. Suflerul își sufla nasul chiar când se ridica cortina și publicul a
început să râdă când a auzit zgomotul și n-a văzut pe nimeni pe scenă. The prompter was blowing his nose just as the curtain was being raised. And the audience started laughing at hearing the noise and seeing nobody on stage. Vulpoica fusese adusă din vizuina ei ca să fie arătată. Copiilor care nu văzuseră niciodată în viața lor o vulpoica. The vixen had been brought from its den in order to be shown to the children. Who had never seen one in their life. Leopardul nu mai fusese niciodată făcut să sară peste o colibă. Dar în timpul unui safari traversă un sat de băștinași și sări peste tot ce ieși în drum. The leopard had never been made to jump over a hut before, but, during a safari, it crossed a village of natives and jumped over everything that came its way. Dacă crezi că nu-i sunt toți voi acasă, întreabă-l ce s-a întâmplat. Fiindcă era foarte bine dispus înainte să o vadă pe sora ta vitregă, care l-aștepta de 2 ore înainte să se întâlnească. If you think he has the blues, ask him what has happened, as he was in a very good mood before he saw your stepsister. Who had been waiting for him for 2 hours before they met? Râsul nu se temuse niciodată de niciun animal până ce văzu o pumă doar la mică depărtare de el. The lynx had never been afraid of any animal until it saw a puma just a short distance away from it. Se construiau noi teatre și erau chemați mulți actori să joace acolo. Întrucât orașul urma să devină un centru cultural important, cel mai bun loc unde să locuiască un dramaturg. New theaters were being built and many actors were being called to act there. As the town was to become an important cultural center, the best place for a playwright to live in.
Se trăgeau toate perdelele la o parte, fiindcă toată lumea voia să vadă dulgherii traversând strada în șir indian. Fiecare ținând un scaun în mâini și apoi aruncându-l într-o grămadă de gunoi. All the curtains were being drawn aside, since everyone wanted to see the carpenters filing across the street. Each holding a chair in his hands, then dumping it into a heap of junk. Întotdeauna plătesc eu oalele sparte, de aceea refuz să te ajut. În ciuda faptului că m-ai rugat de mult să o fac, și știu că promisesem, dar m-am răzgândit. I am always left to hold the sack, that is why I am refusing to help you. In spite of the fact that you asked me to do it a long time ago, and I know I had promised to do so, but I have changed my mind. Cărui fel de buldog îi va fi îngăduit să intre în curte cât sunt eu acolo. Fiindcă de obicei mă tem de câini și cred că am să o iau la goană de îndată ce se ivește. What kind of mastiff will be allowed into the yard while I am there? Because I am usually afraid of dogs and I think I shall run away as soon as it turns up. Șobolanul are să fie omorât într-o zi de o pisică. The rat will one day be killed by a cat. Înainte să zici că e gata pentru azi, fostul tău soț va fi bătut la mașină. Toate scrisorile și va fi stenografiat discursul pe care ai refuzat să-l asculți? Before you call it a day, your ex-husband will have typed all the letters and... will have taken down in shorthand the speech which you refused to listen to. Eram sigur că e pus pe rele. Așa că am încercat să mă înțeleg cu el. Dar el a plecat ieri trântind ușa și zicând că n-a fost niciodată așa de sătul de toate. I was sure he was up to no good. So I tried to reason with him.
But he left yesterday slamming the door and saying he had never been so fed up with everything. Chiar va fi trimis șoricarul acesta în Japonia. Will this ratter actually be sent to Japan? Savantului i s-a permis să măture podeaua bibliotecii, fiindcă a zis că are nevoie de mișcare. Și nu poate lucra într-o odaie murdară, iar bibliotecarul era prea ocupat ca să o facă el. The scholar was allowed to sweep the library floor, because he said he needed exercise. And he could not work in a dirty room, and the librarian was too busy to clean it. Când a sosit casierul la bancă, se fregau podelele cu săpun și apă. Se descuiau ușile și se deschideau ferestrele. When the cashier arrived at the bank, the floor was being scrubbed with soap and water. The doors were being unlocked and the windows were being opened. Până când ai să-i spui că ai vrea ca el să spună lucrurilor pe nume. El îți va fi spus deja tot ce a făcut și îți vei da seama că mai bine nu-ți spunea nimic. By the time you tell him that you would like him to call a spade, he will already have told you everything he has done and you will realize he had better not have told you anything. Romancierul a fost pălmuit de omul cu barbă roșie, a cărui viață a povestit-o în romanul lui. Fiindcă cel de-al doilea era un gangster vestit care detesta publicitatea. The novelist was slapped by the red-bearded man whose life he retold in his novel. Because the latter was a famous gangster who hated publicity. Când va fi câinele de pază lăsat în libertate? When will the watchdog be let loose? Dacă a pierdut pălăria directorului, nu vreau să fiu în pielea lui, fiindcă pălăria zăcea de...
ani de zile pe scaun până să o găsească el, iar directorul încă n-a descoperit că lipsește. If he has lost the manager's hat, I do not want to be in his boots. Because the hat had been lying on the chair for years before he found it, and the manager has not discovered that it is missing yet. N-am fost până acum la curent cu necazurile tale, dar... Când socrităi mi-au spus că zaci de săptămâni de zile în pat și că pleci în Australia ca să fii operat. M-am hotărât pe dată că trebuie să vin să te văd, așa că iată-mă. I have been in the dark about your troubles so far. So when your parents-in-law told me you had been lying in bed for weeks and you were leaving for Australia to be operated on there. I decided at once I must come to see you. So here I am. A rămas tablou când a aflat că socrul lui cumpără oi și a strigat că n-a îngrijit niciodată niciun animal. Ceea ce e adevărat și a rămas adevărat până în ziua de azi, deși familia lui are acum o turmă uriașă. He was taken aback when he found his father-in-law was buying sheep, and he shouted he had never taken care of any animals. Which is true and has remained true to this day, although his family have a huge flock now. Se spălau ferestrele și se ștergea tabla, fiindcă directorul școlii era așteptat. Să inspecteze clasa și învățătorul voia să îi se acorde o mărire de salariu. The windows were being washed and the blackboard was being wiped. Because the headmaster was expected to inspect the classroom and the schoolmaster wanted to get a rise. Presupun că o fi terminat de făcut temele și precis că s-a dus în oraș. Fiindcă voia să vadă un film și chiar întrebase dacă știu ce rulează. He will have finished doing his homework, I suppose, and he must have gone out.
as he wanted to see a film and had even asked me if I knew what was on. Presupun că o fi terminat de făcut temele și precis că s-a dus în oraș. Fiindcă voia să vadă un film și chiar întrebase dacă știu ce rulează. He will have finished doing his homework, I suppose, and he must have gone out. As he wanted to see a film and had even asked me if I knew what was on. Presupun că o fi terminat de făcut temele și precis că s-a dus în oraș. Fiindcă voia să vadă un film și chiar întrebase dacă știu ce rulează. He will have finished doing his homework, I suppose, and he must have gone out. As he wanted to see a film and had even asked me if I knew what was on. Nu vinde castraveții grădinarului, va fi aflat tot ce e de știut înainte să ai tu cea mai mică șansă să încerci să-i ascunzi adevărul. Așa că mai bine ai fi cinstit și ai spune adevărul chiar acum. Don't carry coal to Newcastle, he will have learned everything there is to know before you have any chance. Of trying to hide the truth from him, so you had better be honest and tell him the truth straight away. Nu vinde castraveții grădinarului, va fi aflat tot ce e de știut înainte să ai tu cea mai mică șansă să încerci să-i ascunzi adevărul. Așa că mai bine ai fi cinstit și ai spune adevărul chiar acum. Don't carry coal to Newcastle, he will have learned everything there is to know before you have any chance. Of trying to hide the truth from him, so you had better be honest and tell him the truth straight away. Nu vinde castraveții grădinarului, va fi aflat tot ce e de știut înainte să ai tu cea mai mică șansă să încerci să-i ascunzi adevărul. Așa că mai bine ai fi cinstit și ai spune adevărul chiar acum.
Don't carry Cole to Newcastle, he will have learned everything there is to know before you have any chance. Of trying to hide the truth from him, so you had better be honest and tell him the truth straight away. Înainte să ajungi să mă cunoști, el îți va fi spus că una gândesc și alta vorbesc. Așa că te avertizez ca să nu apară vreo neînțelegere. Before you get to know me, he will have told you that I carry fire in one hand and water in the other. So I'm warning you in order to avoid any misunderstanding. Înainte să ajungi să mă cunoști, el îți va fi spus că una gândesc și alta vorbesc. Așa că te avertizez ca să nu apară vreo neînțelegere. Before you get to know me, he will have told you that I carry fire in one hand and water in the other. So I'm warning you in order to avoid any misunderstanding. Înainte să ajungi să mă cunoști, el îți va fi spus că una gândesc și alta vorbesc. Așa că te avertizez ca să nu apară vreo neînțelegere. Before you get to know me, he will have told you that I carry fire in one hand and water in the other. So I'm warning you in order to avoid any misunderstanding. Până să-mi spună el că prea întind coarda. Îl voi fi rugat să-mi împrumute o sumă mare de bani și, dacă am noroc, o să-mi o dea pe loc. Until he tells me I am carrying it too far, I shall have asked him to lend me a large sum of money. And, if I am lucky, he will give it to me on the spot. Până să-mi spună el că prea întind coarda. Îl voi fi rugat să-mi împrumute o sumă mare de bani și, dacă am noroc, o să-mi o dea pe loc. Until he tells me I am carrying it too far, I shall have asked him to lend me a large sum of money. And, if I am lucky, he will give it to me on the spot.
până să-mi spună el că prea întind coarda. Îl voi fi rugat să-mi împrumute o sumă mare de bani și, dacă am noroc, o să-mi o dea pe loc. Until he tells me I am carrying it too far, I shall have asked him to lend me a large sum of money. And, if I am lucky, he will give it to me on the spot. Înainte să-ți spună că poți folosi expresia nu strica orzul pe gâște. Eu voi fi folosit deja în eseul meu. Before he tells you that you can use the phrase don't cast pearls before the swine. I shall already have used it in my essay. Înainte să-ți spună că poți folosi expresia nu strica orzul pe gâște. Eu voi fi folosit deja în eseul meu. Before he tells you that you can use the phrase don't cast pearls before the swine. I shall already have used it in my essay. Înainte să-ți spună că poți folosi expresia nu strica orzul pe gâște. Eu voi fi folosit deja în eseul meu. Before he tells you that you can use the phrase don't cast pearls before the swine. I shall already have used it in my essay. Nu-i spune să nu-i facă ochi dulci, fiindcă îți va fi uitat sfatul până ce o va vedea. Don't tell him not to cast sheep's eyes at her. Because he will have forgotten your advice by the time he sees her. Nu-i spune să nu-i facă ochi dulci, fiindcă îți va fi uitat sfatul până ce o va vedea. Don't tell him not to cast sheep's eyes at her. Because he will have forgotten your advice by the time he sees her. Nu-i spune să nu-i facă ochi dulci, fiindcă îți va fi uitat sfatul până ce o va vedea. Don't tell him not to cast sheep's eyes at her. Because he will have forgotten your advice by the time he sees her.
a plecat, așa că presupun că o fi înțeles că ea nu vrea ca el să se tragă de șireturi cu ea. He has left, so I suppose he will have understood that she does not want him to catch fleas for her. A plecat, așa că presupun că o fi înțeles că ea nu vrea ca el să se tragă de șireturi cu ea. He has left, so I suppose he will have understood that she does not want him to catch fleas for her. A plecat, așa că presupun că o fi înțeles că ea nu vrea ca el să se tragă de șireturi cu ea. He has left, so I suppose he will have understood that she does not want him to catch fleas for her. Săptămâna viitoare, pe vremea asta, se va fi aflat în spital de o lună, de când a încasat-o. Fiindcă n-a ascultat de ordinele directorului de a nu juca fotbal în timpul orelor. Next week by this time he will have been lying in hospital for a month. Since he got it in the neck for disobeying the headmaster's orders not to play football during classes. Săptămâna viitoare, pe vremea asta, se va fi aflat în spital de o lună, de când a încasat-o. Fiindcă n-a ascultat de ordinele directorului de a nu juca fotbal în timpul orelor. Next week by this time he will have been lying in hospital for a month. Since he got it in the neck for disobeying the headmaster's orders not to play football during classes. Săptămâna viitoare, pe vremea asta, se va fi aflat în spital de o lună, de când a încasat-o. Fiindcă n-a ascultat de ordinele directorului de a nu juca fotbal în timpul orelor. Next week by this time he will have been lying in hospital for a month. Since he got it in the neck for disobeying the headmaster's orders not to play football during classes.